tinere, mame, mătuși, soții sau bunici, femeile din Călăraș sunt de departe speciale. Fie că vorbim despre dorința inegalabilă a progresului sau despre dezvoltarea comunității, acestea sunt întotdeauna prezente în viața socială din județ. Astăzi, povestea ne aduce în mijlocul copiilor din cadrul școlii speciale numărul 1 din Călăraș, copiii care nu sunt diferiți, ci sunt speciali. În spatele acestora stau în majoritatea cazurilor mame puternice, mame speciale, dar care nu au întotdeauna resursele financiare necesare pentru ca acești copii să experimenteze viața. În ajutorul acestora vine Cășaru Doina, reprezentanta Călărașul Aleargă. Astăzi de 8 martie, chiar de ziua femeii, ziua mamei, apropo, sunteți mame? Da. Bun. Vreți să faceți o faptă bună aici la școala specială din Călăraș și Călărașul Aleargă este astăzi la școala specială. Cu ce ocazie și despre ce este vorba? Călărașul Aleargă este astăzi la școala specială pentru a susține un proiect, drag sufletului nostru, Aduc și eu un zâmbet. Un proiect prin care noi vom alerga, vom face mișcare pentru copiii de la școala specială numărul 1 Călăraș. Este prima ediție sau ați mai făcut acest lucru? În Călăraș nu am mai făcut. Am făcut anul trecut, am fost la un eveniment autism 24 de ore, unde noi am alergat 24 de ore pentru copiii cu autism. Și Ana, care a fost și ea în echipa noastră, ne-a propus la momentul respectiv ce ar fi să facem și noi la Călăraș ceva de genul acesta. Și așa s-a născut ideea acestui proiect. Foarte frumos. Ce presupune acest proiect? Acest proiect presupune strângerea de fonduri pentru ca 45 de copii de la noi din școală, preșcolari și școlari, să meargă împreună o zi la munte. Este o excursie pe care ne dorim foarte tare. Mai multe detalii vă poate da doamna director. Câți kilometri alergați și unde? Cine poate să alerge? Oricine poate să alerge, indiferent că este dimineață, prânz sau seara. Ideea este că noi promovăm sportul și prin promovarea sportului promovăm și acest eveniment în care vrem să strângem pentru copiii, să-i ducem la munte, să se simtă bine. Când va avea loc? De astăzi, până pe 15 mai, noi alergăm în fiecare zi. Cum a primit doamna director această inițiativă? Cu multă bucurie. La începutul anului școlar au venit împreună Călărașul Aleargă, colega mea, Ana Grigoruță, să mă întrebe și să identificăm împreună care ar fi momentul sau evenimentul în care s-ar putea implica. Și vă mărturisesc că de mult îmi doresc o excursie la care să participe toți copiii școlii, să meargă la munte, să se bucure, să descopere, să învețe prin descoperire, să schimbe mediul. În această idee am rugat toți diriginții să întrebe părinții care sunt dispuși, care își doresc și pot să participe și din 120, 45 vor participa. Ce presupune, ce costuri presupune această excursie? 380 de lei pentru fiecare copil, transport, cazare și masă. Micul dejun și cina sunt incluse. Eu sunt convinsă că sunt oameni cu suflet mare și 380 de lei nu este o sumă atât de fabuloasă încât să nu poate fi strâns. Așa este. Și noi suntem de aceeași părere și chiar și la evenimentul anterior comunitatea călărășană a fost alături de noi și suntem convinși că și de data asta ne va susține. Aveți un cont, da, care va fi afișat în momentul acesta sigur pe ecran sigur și oamenii pot dona din puținul lor, așa cum ați spus acolo, am văzut eu pe Facebook, 10 lei, poate... Exact. Așa este. Pot face diferență. Sigur. Da, sigur, de toată transparența, toți banii care se vor strânge, săptămânal vor fi informații atât pe site-ul școlii cât și pe pagina de Facebook a școlii cu suma care s-a strâns și toate demersurile care vor avea loc. Aș vrea să profit de ocazie, pentru că este o martie, să urez la mulți ani tuturor femeilor și mamelor, dar în special mamelor speciale din școala specială numărul 1 Călăraș. Și aș vrea să știe că sunt mai puternice decât sunt și să nu uite asta nicio clipă. Sunt frumoase, puternice și o dovedesc în fiecare zi. Le doresc la mulți ani cu bucurie în suflet. La mulți ani, doamnelor! Și colegele mele vă urează la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! Susține școala specială numărul 1! Și eu un zâmbet!
zâmbet! Aduc și eu un zâmbet! Super! Și eu aduc un zâmbet! Călăraș, alergă! 45 de copii speciali sunt protagoniștii acțiunii demarate de Cășaru Doina. Proiectul își propune strângerea fondurilor necesare pentru organizarea unei vacanțe de o zi în mijlocul naturii. Muntele, simbolul puterii și al statorniciei, este destinația aleasă pentru ca cei mici să experimenteze puterea pe care o au în interior, dar de care adesea nu sunt conștienți. Și tu te poți alătura în călătoria copiilor speciali prin intermediul donațiilor. Indiferent de suma pe care dorești să o donezi, contul afișat pe ecran este deschis.